Hei, salutare prieteni, eu sunt Xbreaker, bine v-am regăsit la un nou episod de Online Soccer Manager. Avem partidă cu Astra Giurgiu și iată ce zicești, ce meci, Astra Giurgiu, ASEA Târgu Mureș. Este o zi minunată să fii prezentator, noi vom merge mai departe. Așa trebuie să fie fotbal, toate ingredientele pentru meci mare. Sunt aici să vedem ce se va întâmpla. Haideți să vedem ce se va întâmpla, începe partida. Jucăm totuși atac rapid Ioniță. Haide bă Ioniță, oare dă gol Ioniță? Ho, ratare, prima ocazie, iată. O ratăm noi, începem în forță. Norocul este de partea lui Ioniță, se pare. Bună recuperare face Ioniță, iar Fabrizio are șansă. Să vedem șansa lui Fabrizio. Ocazie din noastră, începe în forță împotriva celor de la ASEA Târgu Mureș. Dar să vedem. Hei, cartonaș groșu. Cartonaș galben, mă scuzați. German. Vede cartonașul galben și din nou ocazie mare, 3 ocazii în 11 minute, Teixeira lovește bara, atac rapid și Benteke încearcă să finalizeze cu un șut. Benteke, momentul tău să faci spectacol, Benteke, dă-i gol odată. Nu dă gol Benteke, iată că Benteke nu reușește, nu nimerește poarta, din nou Benteke ratează, ce minge a trimis Ioniță, acum Nicolae trebuie să mai treacă doar de portar, singur cu portarul, dacă și acum ratezi, haide băi Nicolae, haide băi Nicolae, singur cu portarul. Singur cu portarul Nicolae ratează, ceea ce nu-i bine deloc. Chiar nu e bine ceea ce se întâmplă. Merge jocul mai departe. Ce corner periculos. Benteke poate lovi cu capul. Iar ocazie mare. Cred că avem 10 ocazii. Până acum, ce frumos. Teixeira și Nicolae decide să șuteze Nicolae. Să vedem șutul lui Nicolae. Oare se duce în poartă? Da, e gol. E gol 1-0. Nicolae, gol din pața lui Teixeira. Dani Nicolae, iată că reușește să marcheze și este final de prima repriză. 1-0 pentru ASEA. Mult de analizat ce părere ai Ilie. Iată ce tare este. Trebuie să revin. A fost un meci mare până acum. Cotele spectatorii cred că se bucură și ei de acasă. Da, e clar. Sunt perfect de acord. Să revin la comentator pentru a doua repriză. Începe a doua repriză. ASEA Târgu Mureș și Astra Giurgiu. 1-0 pentru noi în continuare și ocazie mare din nou. Începem în forță. Minutul 46. Benteke ratează din nou. Cred că este a patra ocazie pentru Benteke. Iată că și ASEA-ul poate fi periculoasă, dar ratează a doua ocazie. A doua ocazie în 47 de minute a celor de la ASEA Târgu Mureș. Ioniță lovește balonul. Ioniță, oare se duce în poartă? Ioniță marchează. 2-0 Ioniță. Bine, tati, bine, așa te vreau. Reușim să marcăm corner. Bujemanu este marcat, iar Bujemanu are șansă de a marca. Se face 3-0. Iată Astra Giurgiu. Astra Giurgiu. Foarte bine. Foarte bine, băieți. Dăm de pământ oare cu ASEA-ul. Ho, ocazie mare Nicolae. Ocazie mare atată pentru Nicolae, dar asta este. Oricum avem 3-0. Am cam rezolvat partida cei drept. Am cam rezolvat partida, nu prea are ce să se mai întâmple. Maximovic. Poate marca și el? Ho, cum era să marcheze și fundașul venit de la Napoli? Dar asta este. Din păcate acesta n-a reușit să marcheze. Benteke din nou ratează minutul 77. Bună recuperare face Nicoliță. Iată Nicoliță la ASEA Târgu Mureș. Poate marca să avem ASEA-ul. A treia ocazie ratată. Ferfelea. Portarul privește mingea care trece peste poartă. Da, șutul n-a nimerit cadrul porții. Din ce vedem noi, atac rapid și Astra poate marca și golul cu numărul 4. Să vedem. No. Nu reușim în minutul 85, am avut o șansă mare, penalti, Benteke, mamă Benteke, dacă nici de la penalti, dacă nici din penalti nu dai gol, ba da, Benteke marchează, Benteke face 4-0 și nu mai ar ce se întâmple, ASEA-ul ia bătaie. ASEA-ul ia bătaie, ce meci de 0-4 Ilie, ce părere despre Astra Giurgiu, de asemenea lui Seto pentru executarea care a fost o decizie inspirată, a dovedit cu o pasă de gol, mai multă chipzuință, au fost unele probleme în echipă, nu cred că totuși jucătorii știu ce au de făcut. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm și mâine pentru un nou meci. Da băieți, vă mulțumesc și eu că ați văzut meciul ăsta. Noi mergem mai departe, ne pregătim să vedem cu cine avem următorul meci, dar iată cum stă treaba în campionat. Suntem pe locul 6. Avem 13 puncte la 7, la 9 puncte spatele Timișoarei. Va fi greu să revenim. Chiar foarte, foarte greu. CSU Craiova, victorii pe bandă rulantă. Iată, 5 din 5. La fel și Pandurii Târgu Jiu. Bună echipă și Pandurii. Golgheteri Bush de la Astra Giurgiu. Iată, jucătorul nostru este golgheter. Interesant. Haideți să vedem ce mai avem pe aici. Contract, ofertă anulată. Sponsorul te așteaptă.
Oh, trebuie să alegem un sponsor aici. Nu, 3 runde, nu. O rundă 88.000, să vedem dacă ne convine, da, cel mai bine luăm așa. 88.000, mult mai bine. Oferta asta a fost anulată. Antrenor, s-a finalizat antrenamentul la Buș, la Budescu. Am jucat fără Buș, fără Budescu. Vă dați seama dacă jucam cu toți și fără Săpunaru și fără Lung în poartă. Dacă jucam cu toți, era încurcată treaba. Chiar era încurcată treaba pentru ASEA Târgu Mureș, dar să se mulțumească atât. În 7 ore începe barea cu Gaz Metan Media și trebuie să fim foarte atenți la acest meci. Foarte, foarte, foarte atenți cu Gaz Metan. Totuși, pe ce loc se află Gaz Metan? Pe locul 12, n-o duce bine. Are 5 înfrângeri din 5 partide. Doamne, Doamne, Dumnezeule. Așa rău, așa rău ASEA-ul. Ăsta, Gaz Metanul. Nu știu ce să zic, noi trebuie să ne pregătim bine, teren stadion finalizat, iată, pe Marina Stasovici s-a terminat terenul, dăm extindere la capacitate 800.000, asta e ok, sală de presă, vremea, echipa săptămânii, haide să vedem, echipa săptămânii, avem și noi vreo jucători, iată, Timișoara, Viitorul, Timișoara, Timișoara, Steaua, Timișoara, Timișoara, Pandurii, Timișoara, Pandurii, Timișoara, noi nu avem nimic pe ei, se pare, nu e bine. Nu e bine așa, dar asta este, toți jucătorii mei sunt disponibili, haideți să ne facem echipa de star pentru partida ce va urma, îl punem aici pe Buș, care e goalgetter, trebuie să joace Bujema, Bujema a jucat destul de bine, dar îl introducem din nou pe Budescu și îl introducem și pe Săpunaru aici, așa, acum e altceva. Formația asta este destul de bună, o să mă gândesc, nu știu, cred că ar fi bine dacă mai transfera pe cineva. Dar, sincer, nici nu știu pe cine. Lista de transferuri. Haideți să vedem ce avem pe lista de transferuri. Negocieri, transferuri... nu știu, văd că n-avem... Ba da, avem pe lista de transferuri aici. Viera, te vezi, Carlito, te vezi un milion doar. Doar un milion, Carlito, te vezi să fac atacul cu Benteche? Cum ar fi? Dar îmi pare rău de Bușca, a jucat destul de bine. Belarabi, Rode, Leonardo, Paleta... de la Milan, este fundaș bun, Paleta, Courtois în poartă, 19 milioane, nu, îl țin pe Lung, momentan îl țin pe Lung, un mijlocaș aș vrea eu, Belarabi, 23 de milioane, cum dar ar fi bun acolo Belarabi, haide să încercăm să luăm pe Belarabi, 2,1 milioane și 800, mamă, 800 de, no, e prea mult, dacă luăm pe Carlito te vezi, Juan Manuel, te vezi, atac 50-90 pe defensivă, nu. Nu-mi place, nu-mi place, chiar nu-mi place, la negocieri n-avem nimic, aici la transferuri, voi cu, la mijlocaș mă interesează pe mine cel mai mult, dar nu prea avem moche, iată, de la Steaua, vreau să dau pe echipa asta de la noi, totuși Timișoara are echipa prea bună, părerea mea. Timișoara are echipă prea bună, 4 mohu, dar ce lot are Timișoara și iată cu jucătorii destul de ok să zic așa, adică nu sunt foarte, foarte scumpi. Belarabi de vânzare pentru 23 de milioane. Dacă l-aș lua pe Belarabi, aș putea să-l pun aici în locul lui Ioniță și ar fi minunat. Ar fi minunat și ar fi bine într-un fel să-l iau pe Belarabi pentru că, sau chiar și pe Rode de la Borussia Dortmund. Dar haide să încercăm azi cu Belarabi. Belarabi, îl luăm pe Belarabi. În aceste momente, Karim Belarabi este adăugat în locul nostru. Echipă de start, Ioniță, îmi pare rău pentru tine, dar Belarabi sosește la noi și trebuie să fie pus aici. Bun. Bun, Belarabi, transferăm. Iată primul transfer și așteptăm partida cu Gaz Metan Media să vedem ce se va întâmpla acolo. Da, prieteni, iată că începe și partida cu Gaz Metan Media. Vreau ca băieții mei să fie în formă maximă, să câștige această partidă și să avansăm în clasament pentru că avem nevoie de asta. Începe partida în aceste momente cu pumnii pentru Gaz Metan, pentru Astra Giurgiu, iată-l pe Buș în minutul 2. Super gol, super gol, Buș, așa te vreau, tată. Așa te vreau, minge foarte bună pentru Buș, încă o ocazie pentru Astra Giurgiu, ocazie ratată de această dată, cum era ca Buș să reușească dubla. Ce bine începem. Crețu primește cartonaș galben, accidentată pentru Takayuki Seto,
Of, iese, intră Bubacar în locul său. Noul transfer, Benteke, Bellarabi, vreau să văd ce face, te centrează acum pentru Benteke, dar acesta aratează. Chiar Bara a lovit, Morai se trece cu mingea la picior, Morai, oh, aproape de 2-0. Cât de bine am început această partidă, iată că scapă de marcaj, Gazmetanu poate marca, să vedem gazul, scăpăm cu fața curată, gazul a fost aproape de noi, dar Silviu Lung a fost bine acolo, a fost acolo Bellarabi pentru Bubacar. Oh, doamne, Dumnezeule, Bubacar din nou ratează și el. Foarte bine, a reușit portarul să respingă această partidă. Benteke, omul potrivit pentru lovituri libere. Benteke, din lovitură liberă. Benteke, 2-0. Cartonaș galben pentru Maximovic. Solicitarea unui cartonaș galben pentru adversar. Iată, vezi, protestezi și ție. Ții galben, Olarul, împiedicarea regulamentară a unei ocazii clare de gol. Păi de ce faci asta, Olarule? Pentru că noi vrem să dăm gol. Ocazie din nou ratată de Astra Giurgiu. Buș din nou ratează. Atac la pic și Benteke încearcă să finalizeze cu șut. Să vedem dacă Benteke și marchează. Da, și marchează Benteke. Nu vezi în fiecare zi așa ceva, Benteke. 3-0. Iată o nouă ocazie pentru noi, Buș de această dată la finalizare, se face 4-0! 4-0! Bine bă băieților, bravo! O primă repriză fenomenală, Ilie, mult de analizat ce părere a Ilie, trebuie să ne vină, a fost un meci mare, până acum telespectatorii cred că se bucură și ei de acasă, cred că jucătorii vin pe teren, să revenim la Nelu, iată ce tare e asta! Chiar tare, ce scrie acolo, Morai jatează și el, începem din nou în forță, 4-0 cu Gazbetan, Mediaș, din nou și Budescu la tare, lipsă de comunicare, Benteke se nemarcat, lovește mingea cu capul, se poate face 5-0 și se face 5-0, se face 5-0, dragilor, Benteke, execuție superbă. Execuție superbă și se face 5-0 pentru asta, până acum avem 9 goluri în 2 meciuri. Asta e minunat, Bubacar nu lasă de ales arbitrului și va vedea cartonașul galben, Bubacar. Te-am băgat și nu vreau să faci asta, Morai ieșește din teren, intră Alves. Nu-i nimic, Geraldo, Bellarabi scapă de marcaj, noul transfer, Bellarabi. Am zis că e gol, dar portarul și să respingă șutul lui Bellarabi. Benteke din nou ratează și se termină partida 5-0, un joc foarte interesant cum i-a pregătit managerul pe cei de la Astra Giurgiu. Am pregătit bine, echipa a fost extrem de motivată de cantonamentul la care au participat jucătorii, au dat totul. După părerea mea, setul a fost depășit în calitate de capitan. Îi lipsește calitatea și experiența. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm mâine pentru un nou meci. Și eu vă mulțumesc, a fost o partidă superbă. Am reușit să câștigăm 5-0. Avem 16 puncte în aceste momente. 24 puncte în continuare. A luat bătaie, Poli Timișoara. Asta este bine, ne mai apropiem de ei. Avem 21 de goluri marcate în aceste momente. Buș 8 goluri. Se distanțează ușor, Buș. Se distanțează. Sunt curios cu cine vom juca următorul meci. Cu Steaua București. Interesant, îl are pe Okazaki. Altidor, Bota, Gomez, Romul, Nistor, Achim, are echipă bună și el. N-are o echipă foarte rea, dar cam aici se va termina episodul, dragilor. Am reușit să dăm 9 goluri în 2 partide. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, share, subscribe. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!